Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, despar două săptămâni de la sărbătoarea Paștelui, noi ne urmăm calea prin postul mare cu rugăciunea, cu reflexia, cu faptele bune, așa cum ne îndeamnă Biserica pentru o perioadă atât de importantă cum este perioada postului mare. Și în acest timp a fost și o săptămână dedicată în mod special familiei, săptămâna familiei în care Părintele Felician Tiba v-a prezentat diferite aspecte legate de familie, această instituție atât de importantă și care are nevoie să fie apărată în continuare. O apărăm, sigur, cultivând valorile deosebite pe care le promovează și le susține familia, dar și cu rugăciunea ca Dumnezeu să le verse mereu asupra tuturor familiilor belșugul binecuvântării sale. Vom auzi astăzi în Evanghelie despre învierea lui Lazar, în care noi putem admira din nou bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de cei care se consideră și vrem să ne considerăm cu toții prietenii lui Dumnezeu. Suntem bucuroși că în acest moment de încheiere a acestei săptămâni a dedicată familiei, suntem în comuniune cu toți ascultătorii Radio Maria și prin internet, astfel formăm această mare familie care astăzi îl laudă pe Dumnezeu și cerem ajutor într-un mod special pentru toate familiile noastre, fie că sunt cele fericite, dar mai ales pentru familiile aflate în dificultate. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Ne rugăm, te rugăm, Doamne, că ajutați de Tine să trăim și noi în dragostea care L-a făcut pe Fiul Tău să-și dea viața din iubire pentru lume, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
Citire din cartea profetului Ezechiel. În zilele acelea, Domnul Dumnezeu a zis: Iată, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi face să veniți în pământul lui Israel. Veți cunoaște că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele voastre și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi face să vă odihniți în pământul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. Oracolul Domnului. Cuvântul Domnului. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți urechea ta la glasul rugăciunii mele. Domnul este în durare și belșug de mântuire. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu speră în cuvântul său. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii virea zorilor. Domnul este în durare și să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile sale. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al lui. Dar dacă Hristos este în voi, deși trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, cel care l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Cuvântul Domnului.
puterea și viața, spune Domnul, oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, surorile lui Lazar au trimis să îi se spună: Doamne, iată, cel care ți este prieten este bolnav. Auzind Iisus, a zis: această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Deși Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar, când a auzit că este bolnav, a mai rămas 2 zile în locul în care era. Abia după aceea le-a spus discipolilor să mergem din nou în Iudeea. Când a venit Iisus, a aflat că era deja de 4 zile în mormânt. Când a auzit că a venit Iisus, Marta i-a ieșit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. Așadar, Marta i-a spus lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a spus: fratele tău va învia. Marta i-a zis: știu că va învia la înviere în ziua de pe urmă. Iisus i-a spus: eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? Ea răspunzând, a zis: da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. Iar Iisus s-a înfiorat în spirit și s-a tulburat și a zis: unde L-ați pus? I-au răspuns: Doamne, vino și vezi. Și Iisus a lăcrimat. Atunci iudeii au început să spună: iată cât de mult Îl iubea. Dar unii dintre ei au zis: nu a putut El, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. Iisus a zis: ridicați piatra. Marta, sora celui mort, i-a zis: Doamne, miroase de acum, căci e de 4 zile. Iisus i-a spus: nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra. Atunci și-a ridicat ochii și a spus: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că Tu mă asculți întotdeauna, însă am spus-o pentru mulțimea ce mă înconjoară, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Spunând acestea, a strigat cu glas puternic: Lazar, vino afară! A ieșit mortul legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el. Cuvântul Domnului! Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite cucernici părinți, dragi seminariști, iubiți credincioși, dragi ascultători ai radioului Maria,
și dragi privitori prin intermediul internetului. Așa cum spunea la începutul Sfintei Liturghii Preasfințitul, încheiem această liturghie, ceea ce am numit simbolic Săptămâna Familiei. O săptămână cu de toate, o săptămână cu multe lucruri frumoase despre familie, dar care nu trebuie să rămână doar simple teorii, simple cuvinte frumoase, ci trebuie să se transforme, iată, în viață, în concret, în familia de zi cu zi. Pentru cei care, din binecuvântate motive, n-au reușit să ajungă, voi face o mică sinteză la ceea ce am spus săptămâna aceasta, și anume am plecat de la om, omul în sine, care e creatura lui Dumnezeu, suntem creați din iubirea lui Dumnezeu și am fost creați ca să iubim, am fost trimiși în această lume ca să iubim. Dumnezeu, ca să fie sigur că punem în practică această virtute, a pus în fiecare dintre noi chipul și asemănarea sa, deci cumva ne-a făcut asemănător lui și ca atare de multe ori ar trebui să ne rușinăm atunci când nu trăim această virtute a iubirii, pentru că cumva ne îndepărtăm de Dumnezeu, Cel care, repet, s-a pus în noi. Apoi am văzut că Dumnezeu l-a făcut pe om în cele două forme, bărbat și femeie, nu l-a făcut rival, nu l-a pus în competiție, cu atât mai puțin în viața de căsătorie, ci, așa cum subliniază Apostolul Paul în Hristos, nu mai este iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie, ci toți sunt una. Adică, vrea să spună, una în demnitate. Adică, mai ales pentru un creștin să facă diferență, că eu sunt mai mare, tu ești mai mic, tu trebuie să mă slujești, eu să fiu slujit. Iarăși, zic, ar trebui să ne rușinăm, pentru că o astfel de atitudine nu este creștinească. Din contra, creștinește este să ne slujim unii pe alții în iubire. Am văzut apoi că Iisus Hristos, prin venirea sa în lume și prin schimbarea apei în vin la nunta din Cana Galilei, a trasat cumva care este starea de fapt pe care trebuie să o aibă fiecare om și în mod special familia, să o țin între ei, și anume bucuria. Dacă ceea ce facem nu facem cu bucurie, înseamnă că mai avem de lucrat. Am văzut apoi despre biserică, că de fapt toți suntem membri ai bisericii și că prin botez și în virtutea acestei apartenențe, cu toții trebuie să ne preocupăm unii de ceilalți și în mod special soții, unul de celălalt, pentru că de asta i-a chemat Dumnezeu și i-a pus alături unul lângă celălalt, tocmai pentru ca ei să aibă grijă unul de celălalt. Aseară am trasat câteva momente din viața familiei, încercând cumva să subliniem ceea ce de multe ori noi nu facem și am vrea să avem ca rezultat, dar dacă nu pui osul la treabă, nu faci nimic, evident că nici rezultatul nu e pe măsură. Și spuneam noi de multe ori, în special soții, imediat după căsătorie, se culcă pe ureche, nu niciun gest concret de iubire, așa cum e înainte de căsătorie, și lucrurile nu se fac de la sine, ci încet, încet, de fapt, scăzându-se în iubire, atât se scade și în umanitate și de multe ori găsim în familiile noastre, din păcate, adevărate drame, pe care, repet, cu toții avem datoria, ca biserică, simpli creștini, ca simpli oameni, să venim în întâmpinarea acestor probleme și să încercăm să vedem fiecare ce avem de făcut. Astăzi, la încheiere, aș zice, nici nu se putea mai bine, cum ne-a venit în întâmpinare această Evanghelie cu învierea lui Lazar. Deși aparent pare că n-are nicio treabă cu viața de familie, dar are. De ce? Pentru că, de fapt, în esență, ne arată care este misiunea familiei. Care este misiunea celor doi soți, unul față de celălalt,
și a părinților în relație cu copiii și a copiilor în relația lor cu părinții. Iisus știa că urma să urce la Ierusalim și acolo să pătimească. Știa că avea să urmeze calea crucii și ca Dumnezeu mai știa că dincolo de calea crucii avea să învie. Dar pentru că avea la școala lui 12 apostoli, care erau oameni cu limitele lor, și-a dat seama că, printre altele, pentru a putea depăși acest moment al crucii, trebuie să le mai arate din când în când și câte ceva frumos. Așa se explică, de exemplu, la un moment dat, schimbarea lui Iisus la față. Ei au văzut o fărâmă din paradis și asta le-a dat curaj. Nu le-a fost simplu să meargă în lumea întreagă să predice Evanghelia. Pentru noi azi e simplu, dar lor nu le-a fost. Era o noutate. Văzând o fărâmă din paradis, au trecut peste orice dovadă că aproape toți au murit martiri afară de Ioan. În pedagogia lui Iisus, el ține cont de acest lucru. Și în Evanghelia de astăzi mai vine cu un argument în plus. Învierea lui Lazar, voind să le spună și ucenicilor, dar și Martei, Mariei și mulțimilor care au venit să le încurajeze pe cele două surori, că viața nu se termină cu moartea, cu mormântul. Pentru că dacă s-ar termina așa, chiar nu se merită să facem niciun efort, nici să mâncăm, nici să... Am duce-o numai așa într-o plăcere continuă, ca să nu zic destrăbălare. Dar dacă viața se termină cu învierea, deci cu viața veșnică, înseamnă că noi chiar suntem invitați la muncă. La muncă. Și spuneam, vine atât de bine în întâmpinarea acestei teme Evanghelia de azi. De ce? Esențial la Dumnezeu nu este moartea, ci este viața. Dumnezeu nu ne vrea morți. Dumnezeu nu-l vrea pe om mort, ci-l vrea viu. Pentru asta l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi, să ne mântuiască, pentru ca să ne scoată din păcat și să fim și la propriu și la figurat vii. Dacă Dumnezeu îl vrea pe fiecare om viu, de altfel se și spune, când Dumnezeu iubește pe cineva, îl face să existe. Când omul iubește pe cineva, îi spune celui pe care îl iubește, ce bine e că existi. Asta e misiunea noastră, de a spune celuilalt ce bine e că existi. Asta înseamnă te iubesc, ai spune te iubesc. Dacă Dumnezeu e autorul vieții și Hristos o zice în Evanghelia de azi, eu sunt viața, înseamnă că El ne-a dat tuturor din viața sa. Viața noastră e dar de la Dumnezeu. Și ne-a dat-o, de ce? Ca să trăim. Ca să trăim. Ce înseamnă a trăi? Înseamnă a iubi și a fi iubiți. Iar familia este locul prin excelență unde iubirea devine trup. Acolo chiar e palpabilă, o atingi. În celălalt o atingi. Soții între ei văd iubirea concretă. Apoi nu mai zic când apare un copil în familie și mai mult. Ții iubirea aceea, rezultatul iubirii dintre soți, o ții în brațe, efectiv. E vie, o vezi, cu ochiul liber. Când Iisus îl învie pe Lazar, mesajul pe care îl transmite apostolilor este acesta, că viața voastră nu se termină cu moartea, ci cu învierea, cu viața veșnică. Spuneam, Dumnezeu ne vrea vii. Emisiunea soților, dragi soți prezenți, dragi soți care ne auziți, e misiunea dumneavoastră de a vă face unul pe celălalt să fiți mereu vii. Și pentru asta trebuie să lucrăm. De asta am zis, iubirea înseamnă a spune celuilalt, ce bine e că existi. Ce bine e că existi. Cum? Concret. Gândiți-vă numai
Vă treziți dimineața, soții, vă treziți unul lângă celălalt. E căldură, poate mai economisiți, vedeți că iarna gazul e scump, vă încălziți unul lângă celălalt. Primul gând care să vă vine dimineața, de ce nu ar fi acesta? Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat-o să mă încălzească până una alta. Că acest om respiră lângă mine, că acest om e viu și pentru că el e viu, eu sunt motivat să trăiesc. Pentru că soții sunt cea mai mare motivație unul pentru celălalt. Soțul face de dragul soției, soția face de dragul soțului. Și ar zice chiar rugăciunea de dimineață, să-L preamărim pe Dumnezeu. Doamne, dacă m-ai fi lăsat pe mine, cred că nu aș fi realizat o astfel de, știu, capodoperă, dar Tu mi-ai oferit-o sau mi l-ai oferit și îți mulțumesc pentru asta. Și nu mai zic, poate cer prea mult, o cafea, un ceai, un biscuit, o felie cu unt și cu dulceață, iubire concretizată în gesturi, de slujire. Când tu ca soț, fac așa un exercițiu de imaginație, îi duci soției așa ceva, ea rămâne uimită și zice, ce fericită sunt că am un astfel de soț. Și ție îți crește inima. Asta înseamnă să trăiești. Pentru că noi nu realizăm că noi trăim prin celălalt, de fapt. Prin celălalt, prin gesturile pe care le facem pentru celălalt. Dați noi ca preoți pentru dumneavoastră, ca și comunitate. Că celebrăm liturghia, stăm la spovezi. Vă place? Avem un preot activ, un preot care... Dar e firesc așa. Dacă n-am face nimic, ați suferi. La fel se întâmplă și în familie. Când soții se culcă unul pe ureche așa și celălalt crede că poate că face el primul pas, dar poate că face el. Nu ajungem nicăieri. Iisus ne spune, suntem chemați la viață. Iar soții, prin excelență, spuneam, sunt chemați ca unul să-l facă pe celălalt să se simtă viu, să se simtă că trăiește, adică să-i dea sens, să dea sens existenței lui. Și când știi pentru cine lucrezi, când știi că ajungi acasă și cineva te întâmpină cu seninătate, cu bucurie, cu iubire, dacă e nevoie, mergi pe lună după flori, mănânci pământ, săpi, munți, faci orice, pentru că ești stimulat, ești motivat. Și tocmai de aceea aici trebuie să avem grijă să trăim. Să trăim în casele noastre. Și secretul este, pentru a trăi, este să conștientizăm mereu că viața e darul lui Dumnezeu și că fără El nu facem nimic. Și conștientizăm acest lucru în rugăciune, în timpul pe care ne-l oferim unul celuilalt, ascultându-ne, stând efectiv de vorbă unul cu celălalt ca soț sau părinții copiii, copiii cu părinții. Spunea Papa Francisc la un moment dat, părinți, mai știți ce mai fac copiii dumneavoastră? Câți părinți sunt care nu știu ce fac copiii lor, dar câți soți sunt care nu știu ce fac ei, între ei. Pentru că nu-i de ajuns doar să discutăm, ai dus coșul, ai plătit factura, ci efectiv trebuie să discutăm. Adică să facem comuniune, așa cum comuniune este și în sânul Sfintei Trăimii. Lecția, spuneam, pe care Iisus le-o dă în Evanghelia de astăzi apostolilor, e aceasta. Nu se termină totul cu moartea, ci sunteți chemați la viață, la înviere. Evanghelia, familia este prin excelență Evanghelia învierii. Pentru că
eu nu știu dacă în altă parte ai mai mare bucurie decât acolo, în familie, când soții se prețuiesc, se iubesc unul pe celălalt, se respectă, nu știu dacă în altă parte își dau mai mult sens ca acolo. Și ca atare, ești mereu viu. Ca să nu mai zic că apoi își prelungesc existența prin copiii care se nasc. Și aici, iarăși, sunt o grămadă de spus, nu vă zgârciți la făcut copii. Faceți cât se poate, pentru că, vedeți, ne năpădesc alții. Spunea cineva de ună zi în Italia, cum faceți voi acolo că aveți atâtea vocații? Noi n-avem deloc. Și am zis, dar întâi faceți copii ca să aveți vocații. Că n-aveți copii, dar cine să-i facă? E darul pe care Dumnezeu îl dă soților care se iubesc. Și asta înseamnă, într-o familie unde apar copii, înseamnă că e viață, acolo este înviere. Nu trebuie să ne zgârcim. Că lucrăm pentru cine? Acest efort pe care îl facem, pentru cine? Pentru cineva trebuie să-l facem, să fim motivați. Profit de faptul că sunt și seminariștii în biserică și am subliniat de-a lungul acestei săptămâni și misiunea și chiar datoria pe care o are familia de a fi exemplu pentru copii. Pentru copii. Că ce să înțeleagă un copil care își vede părinții tot timpul că se ceartă, se înjură, sunt diferite vicii și așa mai departe. Clar că n-are niciun curaj să intre în viața aceasta de familie. Misiunea pe care o au părinții de a fi exemplu, așa încât copilul abia să aștepte să ajungă vârsta și să-și dorească și el să aibă o familie. Iar când în acea familie e îmbinată viața de zi cu zi și cu Dumnezeu, rugăciune, acolo se nasc și vocații la preoție, la viața consacrată. Deci ca atare, dragi soți, dragi familii, o spun încă o dată, dacă avem familii bune, avem o societate bună. Dacă nu avem familii bune, mi-e teamă să o spun, dar avem societatea pe care o avem. Și dacă vrem mai mult, și dacă vrem să ne fie bine în societate, trebuie să lucrăm să avem și familii pe măsură, adică bune. Și apoi aceleași familii sunt și familiile care sunt parte din trupul mistic al lui Hristos, adică din biserică. Și până la urmă, vedeți, e interesul nostru, al tuturor. Dar familia rămâne fundamentală. De acolo venim și noi, pe ea o slujim și ajutați-ne să vă slujim. Ajutați-ne să vă slujim. Lăudați să fie Iisus Hristos. Și acum toți împreună ne mărturisim credința spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Dumnezeu, izvorul oricărui bine, ne îndeamnă în acest timp de post la o rugăciune mai intensă și la mai multe fapte bune. Să-L rugăm să primească cererile noastre și să le împlinească în bunătatea Sa. Părinte iubitor de oameni, care voiești ca toți să se mântuiască, luminează-i pe păstorii bisericii tale, cărora le-ai încredințat misiunea de a-i chema pe frații lor la pocăință, și dă-le harul ca ei, cei din tâi, să dea pildă de reînnoire spirituală. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care în societate au misiunea de a împărți dreptatea, de a asigura ordinea și buna înțelegere și de a promova binele comun, dăruiește-le conștiință integră, înțelepciune, respect și caritate față de concetățenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul tuturor creștinilor grijă și generozitate față de cei sărmani, bolnavi și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Sporește în noi credința, speranța și iubirea, ca eliberați prin puterea Ta de orice ispită și păcat, să trăim ca fii ai luminii. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește armonia și unitatea în familiile noastre prin practicarea rugăciunii în comun, a iubirii și a iertării. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide-le răposaților noștri porțile împărăției tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care prin Hristos le-ai arătat oamenilor lumina Ta, privește la sărăcia noastră și la întunericul ce ne amenință și în bunătatea Ta ajută-ne și ne mântuiește. Prin Hristos, Domnul nostru. Doamne, aceste daruri, darurile cinstea Ta, rodul pământului și al muncii noastre, darurile cinstea Ta. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Ascultă-ne, Dumnezeule Atotputernic, pe noi slujitorii Tăi, pe care ne-ai hrănit cu învățătura credinței creștine, și purifică-ne, Te rugăm, prin puterea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El fiind un adevărat, l-a plâns pe prietenul său Lazar și fiind din veșnicie Dumnezeu adevărat, l-a chemat din mormânt la viață. Iar acum, arătându-și mila față întregul neam omenesc, prin tainele sfinte ne duce la o viață nouă. Prin el se închină maestății tale corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi de vederea feței tale. Te rugăm, îngăduie și te rugăm să ne unim și glasurile noastre cu ale lor, ca toți împreună să-ți cântăm cu bucurie. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă.
Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ora nobis pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ne dai harul de a fi pe urmă dulare vie ale Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși patima și crucea lui la slava învierii, în același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, câteva anunțuri. Duminica viitoare avem Duminica Floriilor. Liturghia de seară, așa cum am mai anunțat, se va celebra la ora 17, fiind ziua tineretului. Deci nu se va mai celebra la 4 și nici la 6 jumătate seara. Săptămâna aceasta, vineri, 7 aprilie, vom vizita bolnavii pentru spovadă și împărtășanie, atât pentru vinerea întâi din lună, cât și pentru sărbătoarea Paștelui. Dacă mai sunt bolnavi care doresc să primească Sfintele Sacramente, vă rugăm să ne anunțați. Programul liturghiilor cu ocazia sărbătorilor pascale este următorul. Joia Sfântă, la ora 18:30, liturghia Cinei Domnului. Vinerea Sfântă, la ora 18:30, celebrarea Pătimirii Domnului. Liturghia din noaptea de Paști va fi celebrată la ora 22, ora 10 noaptea. În ziua de Paști, programul este ca în fiecare duminică, la fel și luni, a doua zi de Paști, program ca în zi de duminică. Marți, a treia zi de Paști, vor fi trei sfinte liturghii, 8:11, 18:30. A apărut revista Lumina Creștinului pe luna aprilie. La biroul parohial puteți găsi lumânări speciale pentru noaptea de Paști. Iubiți credincioși, există un verset în Sfânta Scriptură: Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci ca să trăiască și să fie viu. Cu toții vrem ca să fim vii și iată, Părintele Fericean Tiba, în această săptămână a voit să arate într-adevăr că familia trebuie să fie un organism viu, care respiră, care trăiește, care învie în fiecare zi la o viață nouă, trecând dincolo de monotonia, care este specifică, trecând peste micile incidente care se întâmplă. O familie trebuie să fie mereu vie. Și dacă sunt momente care mai mortifică familia, să ne gândim totdeauna că Dumnezeu ne vrea vii. Îi mulțumim Părintelui pentru că în această săptămână
a voit să propună aici în catedrala noastră diferite teme legate de familie. Trebuie să spun că părintele este un apostol neobosit, care militează foarte mult pentru familie. Specializarea pe care a făcut-o la Roma este despre familie și de când s-a întors colindă dieceza în lung și în lat și mai departe chiar, în care predică Evanghelia vie, care este familia. Îi mulțumim pentru că ne-a împărtășit din aceste experiențe pe care le-a avut și ne încurajează și vă încurajează pe dumneavoastră să trăiți această realitate de frumoasă care este familia. Vă amintiți că Biserica a dedicat 2 ani cu Sinodul Episcopilor pentru familie, o instituție foarte importantă, de vreme ce episcopii din întreaga lume s-au adunat în 2 rânduri ca să dezbată și să promoveze tot ceea ce este mai frumos, familia. Și ca și o completare vreau să spun că toată lumea este mereu în căutare, soluții pentru toate problemele. În această săptămână eu am participat la Barcelona, în Spania, la o întâlnire cu reprezentanții tuturor țărilor din Uniunea Europeană. 32 de episcopi, 4 cardinali, 120 de preoți, 30 de surori și vreo 50 de laici. Pentru că problema este ce facem cu tinerii astăzi, cum îi ajutăm să fie credincioși, cum îi însoțim ca să se pregătească pentru viață. Și au fost sectoarele cele mai importante care vizează tinerii: școala, universitatea, catecheza, vocațiile și, bineînțeles, tinerii în general. 27 de țări cu 27 de probleme, aș putea spune, pentru că fiecare a spus experiența proprie din fiecare țară și vedem astfel că sunt preocupări. Noi ne pregătim acum pentru anul următor, de aceea a fost și această întâlnire, pentru un sinod deosebit de important, sinodul dedicat tinerilor. Anul viitor, în octombrie, se vor aduna episcopii din întreaga lume să discute această problemă și această întâlnire din această săptămână a fost tocmai o pregătire pentru acest moment important. Vă îndemnăm să vă rugați în timp ce ne rugăm și ne ajutăm pentru ca familiile să fie sănătoase, să fie în armonie, să fie și tinerii plini de deschidere pentru ceea ce înseamnă frumosul, familia, valorile creștine. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Înainte de binecuvântare, am gândit mult săptămâna asta la cei care n-au reușit să ajungă la aceste zile și am zis că nu-i corect ca să nu îi facem și pe ei parte din acest întreg. De aceea vreau să, la ieșirea din biserică, o să găsiți această carte, vreau să înțeleg cu cine mă căsătoresc. Nu e numai pentru tineri, că la fel de bine poate să meargă, vreau să înțeleg cu cine sunt căsătorit, sau pentru văduvi să înțeleg cu cine am fost căsătorit, sau noi ca preoți să înțelegem la ce am renunțat, acceptând cu bucurie celibatul. E o carte care prezintă în cuvinte foarte simple tot ceea ce trebuie să știm despre viața de familie, despre o viață fericită de familie. Pornind de la momentul în care 2 tineri se îndrăgostesc, trecând prin perioada de logodnă, căsătorie, lumea delicată și frumoasă a actului conjugal, a vieții concrete de familie, și terminând cu momentul în care unul dintre cei doi soți pleacă în casa tatălui. O particularitate pe care țin să o spun acestei cărți sunt cele 3 pagini albe de la final, să știți că nu e o defecțiune, anumit le-am lăsat așa, aici să scrieți soțiile când va da soțul ultimat un buchet cu flori, 14-a, 64, 65, nu știu, și invers soții când v-au spus ultima dată soțiile că sunteți frumoși, 15-a, 90, să știu. Găsiți cartea, cartea e 10 lei, da? 10 lei azi e nimic. O găsiți la ieșirea din biserică și cei care nu reușiți să mai prindeți, pentru că nu sunt prea multe, o să mai găsiți duminica viitoare la biroul parohial, dar și la liturghia de la 4 după amiază astăzi. Mulțumesc și eu preasfințiților care susțin și încurajează pastorația familiei.
și părintelui Benone Lucaci, care a acceptat această săptămână, și părintelui Cristi și tuturor celorlalți preoți, vicari și din parohie și episcopie, care au fost alături în această săptămână și au avut curajul să vă deschidă poarta acestui dar. Le mulțumesc. Lăudați să fie Iisus Hristos. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Binecuvântează, Doamne, poporul Tău care așteaptă darul îndurării Tale și vă să primească din dărnicia Ta ceea ce dorește, inspirat fiind de Tine prin Hristos Domnul nostru. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.